Bucureșteni, dragi prahoveni, dragi români, 1 decembrie este simbolul națiunii noastre. Este ziua în care cu toții, de pretutindeni, aniversăm mândria de a fi român. Aniversăm o dată pe an ceea ce ani de-a rândul și-au dorit cu toții, să fim împreună, să fim uniți, să fim un neam liber și demn. Este important să înțelegem cum am ajuns aici și aceste privilegii pe care le luăm ca și atare astăzi. Trebuie să ne gândim la înaintașii noștri, dar trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi are datoria să contribuim astăzi ca numele acesta, numele de român, să meargă mai departe, cu aceeași demnitate și cu aceeași glorie. Eu îmi doresc să trăiesc într-o țară liberă, într-o țară unită și într-o țară demnă. Trebuie astăzi să înțelegem că România este a noastră, a tuturor, a tuturor românilor. Vă doresc multă sănătate, la mulți ani, trăiască România!